Începând de astăzi și până duminică, două echipe de oină băieți de la CS Dacia Mioveni 2012 se află la Constanța. La malul mării are loc o nouă ediție a campionatului național rezervat cadeților, iar argeșenii au înscrise în competiție atât formația de junior 2, cât și pe cea de junior 3. Edilul Ion Georgescu le ține pumnii și speră ca aceștia să se întoarcă acasă cu cel puțin o medalie. Este un început. În primul rând sunt câștigători pentru că vor participa la acest turneu. Dacă vor lua și vreun loc, îi fericit indiferent dacă vor câștiga sau nu vor câștiga. Deci este sportul nostru național, este înființat în comuna Țițești lângă noi și mă bucur că am preluat noi această tradiție, nu și identitatea, pentru că baștina, locul este la Țițești. Dar este sportul nostru și așa cum știu de la președintele Federației Române de Oină, începând cu 2014 se încearcă ca la anumite școli sportive, fiind sport național, premierul și cu ministrul sportului Bălincioiu ar vrea să introducă ca o ramură sportivă națională, pentru că este sportul nostru național. Și pentru asta e o mare bucurie. Primarul Georgescu promite că va sprijini acest sport. Edilul își dorește ca Mioveniul să devină unul dintre centrele importante ale oinei, mai ales că județul nostru are tradiție în acest sens. Speranțele pentru ocuparea podiumului sunt destul de mari. La nivel de juniori, CS Dacia Mioveni 2012 are victorii pe linie atât în județ cât și la faza pe zonă.